Mâine e 8 martie și aș vrea ca în seara asta să discutăm puțin diferit față de cutumele noastre de sărbătorire a acestei zile. O să încep cu faptul că numai în țările este europene 8 martie se sărbătorește cu flori, ciocolată, stripări, zi liberă de la servici. În fine, în felul acesta, ca să zic așa, vesel festivist, după principiu, hai că trebuie să avem răbdare să omagiem femeile o săptămână pe an, între 1 și 8 martie. După care ne reluăm dialogul cu veșnicia și ne gândim la demnitatea lor mai puțin, ne gândim la nevoile lor mai puțin și mai ales politic facem cât se poate de puțin. Ei bine, Estul Europei beneficiază de acest fel de a sărbători ziua de 8 martie pentru, spre deosebire de Vestul Europei, care practic a început să cronometreze, să analizeze drumul femeilor de la subjugare economică, culturală, politică, socială, către drepturi și libertăți, începând de acum 111 ani. Deci, practic, orientarea zilei femeilor are o istorie de 111 ani și este sărbătorită sub titlu Ziua Internațională a Drepturilor Femeilor. Cum se face că noi suntem exact invers? E foarte simplu, pentru că în comunism se considera că în sine, acest regim este universal mesianic, le rezolvă complet pe toate și, în consecință, inclusiv problema egalității de gen și a dreptății pentru femei și că orice fel de alt ism, oricare ar fi, și inclusiv dacă ar fi fost vorba despre ecologism, necum, în cazul nostru, feminismul, nu poate fi admis, ba mai mult decât atât, la începuturile comunismului, organizațiile de femei care erau independente și care aveau orientare feministă au fost desființate de către Lenin și apoi ce a mai rămas de către Stalin ca deviaționism burghez. Și atunci decizia a fost că femeile sunt ca și bărbații, adică au datoria de a munci, cod la cod cu ei, nimeni nu a contestat vreodată faptul că toate rolurile tradiționale ale femeilor trebuie păstrate, că ele pot fi în continuare bătute, dar nu până li se distruge capacitatea de a munci, în schimb primesc în dar, de 8 martie, o listă întreagă de omagii și o mulțime de flori. Lucrul acesta în vest nu s-a întâmplat, acolo, în continuare, de 8 martie, se face, de fapt, o analiză a stadiului în care te afli și vezi ce a mai rămas de făcut, încotro ar trebui să te îndrepți, pentru ca, într-adevăr, 51% din populația lumii, respectiv femeile, să aibă un tratament demn și egal în fața drepturilor și libertăților. Sigur că acum, dacă mă uit la dumneavoastră, deși vă văd foarte vag, îmi pare rău, e o frustrare, ai putea să zici că trăim în rai. Respectiv că suntem într-o situație absolut extraordinară în care femeile, uite cât sunt de educate, ce cariere grozave fac, câtă libertate au, au venit aici fără însoțitor, nu și-au cerut voie când au plecat de acasă, au voie să semneze contracte, ba, unele cu tupeu mai dețin și proprietate, cine știe ce bazaconii mai vor, de exemplu, să intre în politică, în politica națională sau în politica europeană. Ei, toate aceste lucruri care sunt extraordinare și țin de miraculos, pe care bunica mea și străbunica mea le-ar fi privit ca pe un miracol, acum ele există. Ce este foarte interesant și la asta trebuie să ne gândim bine, e un fapt, anume, noi când vorbim despre problema drepturilor universale și a libertăților, începem să vorbim gândindu-ne la o istorie care, la nivel de proiect, de utopie, începe în Renaștere, se dezvoltă odată cu iluminismul și începe să devină fapt de viață
rând pe rând pentru bărbați. Bărbații care făceau parte din clasele suspuse, bărbații care aveau o avere însemnată, bărbații care erau albi, bărbații care erau creștini, bărbații care, în fine, aveau o educație potrivită cu chestiunea asta. După care, încet, încet, termenul de om s-a lărgit la toți bărbații și au început să le fie acceptate drepturile, indiferent de rasă, indiferent de etnie, indiferent de religie. Ultimele pe lista drepturilor, de fapt penultimele, au fost femeile. Nu numai aici în România, peste tot în lume, femeile au fost ultima categorie de oameni care au fost acceptate, indiferent de clasa în care erau, de averea pe care o aveau, dacă aveau dreptul de proprietate, indiferent de etnie, de religie sau de educație. Vă dau un exemplu. În 1929, când Cuchiu Cuvai a obținut feministele românce dreptul de vot la alegeri locale, li s-a dat acest drept numai celor care absolviseră liceul. Dar în anul 1900, România avea 92% femei analfabete. Vă închipuiți câte au putut beneficia de un asemenea drept. Noi când vorbim de istoria femeilor de plină, vorbim doar de 100 de ani. Până acum 100 de ani, femeile de pe glob au trăit în preistorie. Adică au fost anexe la cei care au avut acces să facă istorie în sfera publică. De exemplu, ca să veni mai acasă, mai în spațiu mioritic, Constituția din 1923 a creat posibilitatea unei, aia despre care se spune că e cea mai democratică din istoria României, a creat posibilitatea unei noi legi electorale. Noua lege electorală punea femeile într-un articol destinat incompetenților legali. Și era așa. Femeile, idioții, minorii și pușcăriașii. Acum, idioți erau puțini. La pușcărie nu trebuia să stai toată viața și minorii creșteau. Singurele care acolo rămâneau erau de bună seamă femeile. Aici există două metode în principal, pe care în continuare le practicăm și noi, cele care ne aflăm în sală. Metoda descurcatului personal, adică găsim noi o cale să ajungem la prestigiu, la bani, la un anumit post, într-o anumită poziție profesională, într-o anumită poziție politică. Și există o cale care se numește acțiune colectivă, pe care o numim generic feminism. Cu alte cuvinte, contestăm ca grup supus unei nedreptăți ceea ce se întâmplă și cerem schimbări de natură legislativă, de natură politică, de natură culturală. Pentru că din acest umanism clasic, care a fost într-adevăr o binecuvântare pentru lumea aceasta, au lipsit totuși femeile. Dacă vreți, în sensul acesta, feminismul înseamnă umanism cu femei incluse. Aici, pe ecranul pe care puteți să-l vedeți, aveți câteva românce care, în mod normal, ar trebui să facă parte din memoria noastră istorică în modul cel mai firesc, pentru că ele au fost printre liderele mișcării feministe românești și, datorită acțiunilor, s-a ajuns măcar până la câteva drepturi formale, inclusiv dreptul de a semna contracte, de a deține proprietate, de a avea acces la mai multe tipuri de studii, la drepturi economice legate de angajare și, într-un final, la drepturi politice. Este vorba despre Sofia Nădejde, o excepțională publicistă feministă, care era de orientare de stânga, Adela Xenopol, care a creat prima revistă pentru drepturile femeilor din România, Calipso Botez, care a pledat, când s-au discutat Constituția din 1923, pentru drepturile femeilor, Alexandrina Cantacuzino, care a jucat un rol internațional excepțional
respectiv a fost șefa Ligii Balcanice pentru Drepturile Femeilor și vicepreședinta Asociației Internaționale. Vă dați seama ce nivel putea să aibă feminismul românesc în starea respectivă. Ei bine, pentru mama, pentru generația ei, lumea s-a deschis mult mai mult, în sensul în care chiar a putut studia, chiar a putut să se angajeze, a putut profesa, dar lumea s-a închis și pentru ea, și pentru generația mea și cea de după, pentru că a sărit dintr-o societate în care cât de cât existau drepturi individuale, în societate în care toți am trăit sub dictatură. Femei, bărbați, etc. Deci noi nu putem vorbi de drepturi în sensul actual, drepturi și libertăți, decât în democrație. Ce s-a întâmplat e că, de exemplu, în 1938 s-a inclus dreptul de vot pentru femei, în 1939 a început dictatura în România și s-a terminat peste 50 de ani. Deci, femeile din România sunt cetățene în condiții democratice de 30 de ani, asta e istoria noastră. N-avem alta. Bun. În momentul în care s-a spart toată nefericirea asta autoritară și dictatorială și a început viața noastră de oameni care pot să ceară să facă parte activ din societate, așa cum fac parte femeile admirabile pe care le-am văzut până acum, m-au impresionat, efectiv, au început să vadă ce ne lipsește. De exemplu, comunismul, cât era el de protectiv, n-avea nicio problemă în a admite violența domestică, în a admite vărțuirea sexuală, în a pune în codul familiei violul conjugal ca datorie conjugală. Asta doar un exemplu. Rămânsesem cu toată legislația descoperită pe violență domestică, pe hărțuire sexuală, pe viol conjugal, pe traficarea femeilor. Noi când am început să renodăm tradiția legată de drepturile femeilor, am început cu asta. Am obținut legea pentru prevenirea și combaterea discriminării în 1999, după aceea legea pentru prevenirea și combaterea violenței domestice, principiul constituțional al egalității de șanse, legea egalității de șanse și după aceea inclusiv chestii care țin de aplicare, cum ar fi ordinul de restricție pentru cei care bat, atenție, indiferent de sex. Sunt și femei care bat. Problema este că pentru ca toate aceste lucruri să devină foarte importante din punct de vedere politic, să se afle pe agenda politică, avem nevoie ca așa cum este lumea în mod natural, adică alcătuită jumătate din bărbați, jumătate din femei, tot așa toate deciziile care vizează resursele și bunurile publice să se ia la ceea ce se numește paritate. Probabil că multe aveți scepticisme sau mulți legate de cotele de gen. Atunci întrebarea mea e de ce avem cote teritoriale? De ce avem un număr fix pentru minorități? De ce nu le reprezintă majoritatea? De ce nu reprezintă câteva sute de parlamentari bucureșteni bine educați toată România? Pentru că principiul reprezentativității înseamnă să te găsești în oglindă în toți cei care iau decizii. Suntem foarte departe de asta. Pe slide-ul respectiv vă dădeam un exemplu ca să nu credeți că avem o istorie din asta suspendată în neant. Exemplul era luat de mine din dicționarul de sinonime al limbii române pentru doi termeni, femeie și bărbat. La femeie aveam soție, fustă, servitoare, prostituată, femeie de serviciu. La bărbat aveam om, om în toată firea, soț, curajos, voinic, harnic, activ, brav, cutezător, dârz, inimos, îndrăznesc, neînfricat, semestritat. Deci, acest dicționar are girul Academiei Române.
nu e din secolul XIX, este din 2020. Dacă vă uitați la femeie publică, sensul termenului și sinonim, acolo e foarte clar, femeie publică egal prostituată. Mai îndrăznește să vrei să fii femeie publică. Sigur că lucrurile astea pot fi discutate îndelungat. Sigur că eu sunt, dacă mă uit în urmă, din momentul în care am plecat împreună cu un grupuscul foarte mic de femei și de bărbați, să încercăm să schimbăm bucățica asta de lume, respectiv în 1992, deci vorba de 28 de ani, și văd unde am ajuns acum, eu pot să zic, Doamne, plutim într-o oază de fericire comparativ. Numai că dumneavoastră sunteți tinere și nu vreți să treacă în ritmul acesta încă 150 de ani pentru ca egalitatea formală să fie egală, pentru ca să fiți tratat la fel de demne, ca să puteți merge pe munți de una singură, fără să pățiți nimic, să umblați noaptea pe stradă, fără să pățiți nimic, să nu aveți modele obligatorii. Dacă vă interesează mai mult cariera decât creșterea copilului, să nu vă spună nimeni că sunteți mame denaturate, mai mult decât taților că sunt denaturați, nu? Deci, lucrurile sunt foarte complicate. În lista mea de vise, există câteva lucruri care sunt foarte importante. Unul dintre vise, care are legătură cu limba română, este să ne aducem aminte, apropo de martie, că nu ne-am născut. Noi nu ne-am născut. Mama ne-a născut. Asta e foarte important. Dacă vă uitați la lista de înjurături în limba română, o să vedeți că la concurență Dumnezeu cu mama. Sigur că este, femeile sunt o primăvară. Prezența strivitoare a femeilor în viața noastră, în prima parte a vieții noastre, eu cred că joacă un rol foarte mare în misoginism, misoginismul femeilor și bărbaților. Acum, chiar dacă toate femeile astea sunt, să zicem, minunate, bune, bine intenționate, care se poartă frumos cu noi, autoritatea e autoritate. Uneori o respectăm, alteori o detestăm. Nenorocirea face ca să fie eșuat până acum, feminist vorbind, în a atrage bărbații, ca după nașterea copiilor, să fie părinți la cu frecvență. Să îi privească tot atât de mult treaba asta, să fie priviți ca ocrotitori, protectori și represiune, să nu fie atât de strivitoare prezența noastră și acasă, și la grădiniță, și la școală. Bănuiesc că lucrul acesta se va corecta, pentru că muncile de îngrijire vor continua să aibă piață, pe când muncile algoritmice, cu atât mai puțin cele fizice grele, vor mai dispare. Bănuiesc că bărbații volens nolens vor deveni mai femei. Deci, utopiile mele pentru 8 martie sunt următoarele. Să avem doi părinți la fără frecvență, la cu frecvență, mama și tată. Să respectăm deopotrivă femininul și masculinul, femeiescul și bărbătescul, femeile și bărbații. Să prețuim și să plătim la fel muncile făcute de femei și cele făcute de bărbați. Să facem grile de salarizare, astfel încât domeniile feminine, educație, cultură, administrație, sănătate, să nu aibă salariile mult inferioare celor masculine, din armată, servicii, poliție, etc. Ne-am dorit să onorăm femeile prin nume de străzi, prin figurile lor pe bani. Da, vrei să vezi femei care sunt nume prestigioase. Toate aceste lucruri se întâmplă dacă și numai dacă știm ce înseamnă solidaritate în mișcare. Dacă suntem women in march,
Dar dacă suntem umaniști și umaniste, trebuie să știm foarte bine că nu putem decât să sperăm și să chiar avem Women March Together with Men. Mulțumesc!